Spune cuvântul lui Dumnezeu despre Domnul Iisus Hristos că El este un trandafir din Saron și un pin din vale. Vorbește despre frumusețea Domnului Iisus Hristos și noi nădăjduim că la sfârșitul alergării noastre ne vom întâlni cu El. De fapt, acesta este scopul nostru, nu? Dragii mei frați și surori, în seara aceasta, drept să vă spun, slujba încredințată mie nu este ușoară. Pentru că această epistolă sau această scrisoare a scris-o un teolog. A scris-o un teolog. Și lucrurile scrise de un teolog sunt bine și este bine să fie dezbătute de teologi. Dacă ne băgăm, dacă ne uităm cu băgare de seamă la această epistolă și le comparăm cu celelalte epistole, este foarte diferită de celelalte. Este foarte, foarte diferit. Pentru că această epistolă este adresată, această scrisoare, este adresată unor oameni sau unei națiuni care, de fapt, cunoșteau bine Cuvântul lui Dumnezeu. Aveau niște făgăduințe și în această epistolă, mai ales în capitolul 8, 9 și apoi 10, se vorbește despre cele două legăminte. Noi, ca și neamuri, cunoaștem numai unul, nu? Și tare m-aș bucura dacă toate neamurile l-ar cunoaște bine pe acel legământ cu Domnul Iisus Hristos. Dar poporul Israel mai avea încă un legământ. Legământul de la Sinai. Legământul acela care cuprindea decalogul, care erau 10 porunci și încă vreo 600 și ceva de legi care trebuia să le respecte. Și nu era ușor. Nouă este, nu vreau să zic simplu, dar atunci când greșim, când chiar păcătuim, spune Cuvântul lui Dumnezeu că avem la Dumnezeu un mijlocitor. Este Domnul Iisus Hristos care mijlocește pentru noi. Dar vreau să vă spun că în Vechiul Legământ, Domnul Iisus Hristos nu mijlocea și nici Duhul Sfânt pentru poporul Israel. Ci poporul trebuia să vină să-și mărturisească păcatele, persoana trebuia să vină să-și mărturisească preotului păcatele și apoi trebuia să aducă un animal de jertfă. Pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu în această epistolă a evreilor, îngătuiți-mi să-l citesc, din capitolul 9, cu versetul 22. Și după lege, aproape totul este curat cu sânge. Și fără vărsare de sânge, nu este iertare. Fără vărsare de sânge, nu este iertare. Și în Vechiul Legământ, și apostolul Pavel, care se spune că a scris această epistolă, se adresează unor oameni care știau bine legea și cunoșteau poruncile. Și sper că fratele Sorin și fratele Iosif nu o să se supere dacă, pentru că timpul ne este prielnic, dacă voi face o mică incursiune în lucrurile care s-au vorbit joi și apoi azi dimineață. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu pune aceste două legăminte una lângă cealaltă sau unul lângă celălalt. Este o diferență mare, dragii mei. Este o diferență mare. Dar să vedeți că și în Vechiul Legământ nu scăpa nimeni nepedepsit. Nu scăpa nimeni. Nici măcar cei mai mari oameni al lui Dumnezeu, de care Dumnezeu spune despre David, este un om după inima mea. Când a păcătuit, nu a scăpat nepedepsit. Nu a scăpat. Și știți de ce?
Pentru că Dumnezeu nu trece cu vederea păcatul. Dumnezeu nu are această, oarecum să spun, obicei al nepotismului. Pentru că mi ești prieten, frate Sorin, uite, ai greșit cu ceva împotriva mea, dar închid ochii și mă fac că nu văd. Dar pentru că alt frate, cu tare sau cu tare, nu mi-este așa apropiat, păi el o să mă așarnez. Dumnezeu nu face aceasta. Și aș vrea să vă aduc dovezi foarte clare din Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu ne spunea în joi seara, fratele Sorin s-a ocupat de acest cuvânt, din capitolul 2 cu versetul 2, căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, spunea fratele Orsifas dimineața. Adică și-a primit o pedeapsă. Și cuvântul lui Dumnezeu îl găsim că niciun prieten de-a lui Dumnezeu, cum era David, un om după inima lui Dumnezeu, n-a scăpat să nu fie pedepsit pentru că a încălcat cuvântul lui Dumnezeu. Și găsim în cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul 51, când în lege spune să nu poftești nici casa apropiului tău și nici nevasta apropiului tău. Să nu te uiți la ea cu jin și să spui, aș vrea să fie ale mele. Și una și alta. Și David a făcut-o. Pe vremea când se duceau împărații la război, David a rămas acasă, în loc să se ducă la război. Și rămânând acasă, cineva s-a ocupat de el. Dacă el nu s-a ocupat el de ceea ce trebuia să ocupe. Și-a păcătuit cu această femeie, cu Berșeva. Și timp de un an de zile, el oarecum și-a spus, dar nu și l-a mărturisit. Nu și l-a mărturisit. Dar dacă ne uităm în Psalmul 51, când David își mărturisește păcatul, îmi place așa de mult de declarația lui David. Și uitați-vă cu băgare de seamă o declarație și o atitudine care fiecare dintre noi, dragii mei, când atunci când greșim și păcătuim, ar trebui să avem această atitudine. Ca să primim iertare. Și spune David în Psalmul 51, începând cu versetul 3, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu este necurmat sau totdeauna înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. De ce? De ce? Împotriva lui Dumnezeu. A păcătuit cu o femeie, cu femeia unuia din căpeteniile lui. Iosif în Egipt spunea așa, cum aș fi putut să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu și împotriva stăpânului meu, al lui Potifar? Cu alte cuvinte, dragii mei, să nu considerăm, spunea cineva, minciuna este atunci când faci o daună aproape lui tău. În România, cu ghilimele, lăsați-mă să, permiteți-mă într-o paranteză să vă spun ceea ce am întâlnit o mentalitate. Spunea, ei ne facă, ne plătesc, noi ne facem că muncim. Și balanța între ceea ce ei nu plătesc, noi completăm. Am lucrat în Cluj la compania Electrometal, unde se făcea multe candelabre și bijuterii, foarte multe bijuterii. Și cred că jumate, mai mult de jumate, candelabrele din Casa Poporului, acolo s-au făcut, în cristal. Am văzut cutii și cutii și camioane și camioane care plecau la București cu aceste candelabre. Și am avut colegi care în fiecare lună completau din ceea ce ei considerau că nu erau bine plătiți. Și la un moment dat am spus, mă, dar chiar crezi că este bine să faci dacă totuși ai posibilitate? Astăzi merg o sticlă, altă zi cu o tulie. Și cu tot felul de și-o spus așa, auzi, furtișarul și minciuna este atunci când faci o daună aproape lui tău. Dar când faci statului, nu este, dragii mei, nu este adevărat. Minciuna este atunci când nu spui adevărul și furtișarul este atunci când iei ce nu este al tău. David s-a întins la ceea ce nu era al lui. Și uitați ce spune, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că, să băgăm bine de seamă ce spune David. Așa că vei fi drept
în hotărârea ta și fără de vină în judecata ta. David știa ce l-așteaptă. Și David considera și știa că judecata lui Dumnezeu este dreaptă în dreptul lui și că judecata lui Dumnezeu este pe măsura greșelilor lui. Dacă te duci în fața judecătorilor riști, ca virgulă cauza ta sau mea să nu fie bine luată în considerare. Sunt în Statele Unite persoane care sunt condamnate pe viață. Și s-au descoperit că, de fapt, au fost condamnate pe nedrept. Și rămân acolo până la moarte pe nedrept, pentru că dacă le-ar scoate de acolo, dacă le-ar scoate, statul ar trebui să-i indemnizeze cu prea mulți bani. Și atunci mai ieftin să-i mai țină încă 10 ani acolo. Pentru că așa este justiția aici pe pământ. Nu este dreaptă. Și David spune în altă împrejurare, decât să caut în mâna vrăjmașului, mai bine ca în mâna lui Dumnezeu. De ce? Pentru că știa că judecata lui Dumnezeu este dreaptă. Și spunea David în a doua parte, așa cum am citit, deci așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Ceea ce îmi dai mi se cuvine. Dragii mei, aceasta era în lege. Și nimeni nu scăpa nepedepsit. Și versetul acesta care l-am citit din Cartea Evreilor, care despre care s-a vorbit joi seara, orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire. David a primit această dreaptă răsplătire, dar nu pentru sufletul lui, pentru trupul lui. Dar aș vrea să vă spun că cei mai mulți care au călcat porunca lui Dumnezeu și vechea lege au primit o dreaptă răsplătire nu numai pentru trupul lor, dar și pentru sufletul lor. Pentru că și-au pierdut sufletul. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu tot de joi seara, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Deci Pavel, apostolul sau autorul epistolei către evrei, le spune celor care știau lucrurile acestea. Știau legea. Deci, această epistolă tinsă, cred că a fost scrisă către biserica din Ierusalim. Nu către tot Israel. Deși tot, mă gândesc că toți puteau să aibă acces la ea, la această epistolă. Dar le-a scris, mă gândesc, celor din Ierusalim, bisericii de acolo. Pentru că ei l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Și în primul rând s-a adresat lor și spune, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Deci dacă cei care în vechime, unde nu era numai jertfele animalelor la baza iertărilor, numai acelea erau, ei n-au scăpat. Oare noi, care la baza iertării noastre, la baza mântuirii noastre, este sângele Domnului Iisus Hristos, noi dacă călcăm în picioare, și dacă călcăm porunca lui Dumnezeu, prin alte cuvinte îl parafrazezi pe acesta apostol, pe Pavel, oare noi cum vom scăpa? Aș vrea să vă spun ceva. Cum văd această salvare a Domnului Iisus Hristos? Vedem că în vremurile noastre, câteva cuvinte vreau să amintesc și apoi vreau să intru și în textul în care l-am citit, pentru că vreau să fac legătura, bineînțeles, cu textul care l-am citit în seara aceasta. În vremurile noastre aș vrea să vă spun ceva. Omenirea de secole se duce spre pierzare. Se duce cu pași iuți spre pierzare. Și știți cum văd aceasta? Îngăduiți-mă să-mi imaginez așa cum Domnul Iisus Hristos le-a spus pilde oamenilor din vremea Lui, să ne imaginăm și noi că suntem undeva la Niagara, acolo unde râul acela mare se duce și apoi cade în cascadă. Suntem undeva la vreo 3 km de înainte de cascadă. Suntem și știm că ne îndreptăm fiecare secundă, trecând ne îndreptăm și cădem în cascadă și este moartea noastră, este iminent. Este iminent. Și în tot drumul nostru și în toată vântoarea noastră, dintr-o dată cineva ne aruncă un colar. Dragii mei, de salvare, spuneți-mi dumneavoastră, ați cunoaște pe cineva care a spune, nu prefer să mă duc apa, curentul tot mai jos,
decât să mă agăți de colatul dumitale. Ați cunoaște pe cineva? Nici de cum. Nici de cum. Aș vrea să vă spun că omenirea și lumea și sistemul lumii se duce cu pași iuși și a intrat deja în această stare de nou retur. Le spuneam tinerilor ultima dată la adunarea de tineret căci avioanele, când își iau zborul, la un moment dat ajung pe pistă la o viteză care spune viteză nou retur. Și știți ce înseamnă această viteză? Singura opțiune pentru avion, știți care mi-a rămâne? Să nu se întâmple catastrofa? Să-și ia zborul. Singura opțiune este ca să-și ia zborul. Loc de frânare nu mai există. Pentru că pista care i-a mai rămas înainte este prea scurtă. Și oricât de bune frâne avea, praf te faci pentru că nu mai ai pistă. Și singura opțiune, știți care este? Avionul să-și ia zborul. Dacă nu și-a luat zborul, s-a dus totul pe râmpă. Dragii mei, singura opțiune pentru omenire, singura opțiune, știți care este? Să se ancoreze de acest colac care prin Domnul Iisus Hristos, această jertfă ne-a dus în lumea noastră ca să ne mântuiască sufletele. Spunea Apostolul și repet, cum o scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Cum vom scăpa? Nici de cum. Dar, să pun o întrebare care fratele Iosif a stat puțin asupra acestei întrebări azi dimineață. Cine suntem noi? Cine suntem noi de cerul a investit în noi așa de mult? Oare cine suntem noi? De ce Dumnezeu a investit în noi așa de mult? Încât l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos. Ioan 3 cu 16. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, adică pe oameni, încât a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede El, să nu piară și să aibă viață veșnică. Aș vrea să vă spun ceva, una dintre răspunsuri, știți unde le-am găsit? Le-am găsit în cartea Eclesiastul. Și să băgăm bine de seamă lucrul acesta. Oare de ce Dumnezeu la creație, uitați-vă cu băgare de seamă, a făcut animalele, a făcut urâtoare, a făcut tot felul de viețuitoare. Dar scrie cuvântul lui Dumnezeu despre om, în cartea Genesei scrie că Dumnezeu în noi a suflat din nările lui suflare de viață. Dar mai este ceva. Dumnezeu nu s-a limitat numai la aceasta. Nu s-a limitat numai la aceasta. Care este valoarea noastră înaintea lui Dumnezeu? Purtăm fiecare dintre noi, fiecare om muritor, fiecare criminal, fiecare pușcăriaș, cât ar fi el de rău, cât ar fi el de creștin bun, purtăm în inimile noastre ceva care nimeni și nici o creație nu poartă. Și zice, purtăm dorul după veșnicie. Dorul după veșnicie. Haideți să citim în cartea Eclesiastului, în capitolul 3, începând cu versetul 11. De fapt, versetul 11. Orice lucru El, adică Dumnezeu, îl face frumos și la vremea Lui. A pus în inima lor, adică în inima oamenilor, iar și gândul veșnicii. Și gândul veșniciei, dragii mei, fiecare dintre noi, fiecare om, spuneam aici, cât ar fi de rău, aș vrea să vă spun ceva. Dumnezeu a pus în el gândul veșnicii. Gândul acesta care te încearcă și care de multe ori te deranjează și spune și după aia ce va fi? Și după aia ce va fi? Spunea unul dintre băieții mei, tata, oamenii aceștia de aici, dacă totuși nu cred în Dumnezeu, de ce atunci când mor, de ce pe timpul vieții lor nu vor să audă de Dumnezeu, nu vor să audă de Domnul Iisus, nu vor să audă de jertfa mântuirii, nu vor să audă de biserică, nu vor să audă de sfânt, de ceva sfânt, nu vor să audă de o viață trăire sfințenie, nu vor să audă de nimic. Dar de ce în ultima zi, de ce în ultimele zile îl bagă în biserică? Am spus, măi, dacă îl bagă în biserică, este pentru că dorința lui și familia lui vrea să împlinească dorința. Dar de ce
cere el atunci, în ultima vreme, înainte să moară? De ce cere lucrul acesta dacă el n-a trăit împreună cu biserica? Răspunsul ăla să-l determinați dumneavoastră. Dar vreau să vă spun ceva. În fiecare om este gândul veșnicii. În fiecare om. Pentru că ne spune Scriptura. Ne spune Scriptura. Ar vrea să le spun și tinerilor cât de atent au trei sau pretind de ei. Aș vrea să vă spun că în fiecare zi se luptă cu acest gând al veșnicii. Se luptă cu acest gând. Cu ani în urmă vă spuneam o întâmplare care am citit-o. Mă gândesc că e adevărată, nu obișnuiesc să spun întâmplări din cărți. Dar m-am întrebat de multe ori dacă o fi adevărat sau nu această întâmplare. Prin anii 1800 și ceva, când se mai permitea unele lucruri, când își permitea științificii să facă unele lucruri fără să le declare toate în media, niște științifici au luat un copil. Și de mic, spunea acea întâmplare. L-au luat pe copilașul acela de mic și l-au dus undeva izolat, undeva pe o insulă. L-au crescut acolo din când mergeau la el, îl hrănea, și nimeni nu i-a spus de Dumnezeu, nimeni nu i-a spus de cele sfinte, nimeni nu i-a spus de Biblie, nimeni nu i-a spus de nimic ceea ce este ceresc. Și spunea ei, am vrea să vedem prin testul acesta dacă omul acesta, fără să audă despre Dumnezeu, că dacă stai într-o biserică, apoi vrei, auzi de Dumnezeu și când crești mare vorbești și tu de Dumnezeu. Și oamenii aceștia care de fapt erau științifici, dar atei, l-au crescut până la vârsta de 8 ani în felul acesta. Și într-o zi, într-o dimineață, când s-au dus acolo cei care era rândul lor să meargă, l-au găsit pe copil undeva în grădină, cum i-au făcut ei acolo o col și i-a dat un perimetru unde să stea și l-au îngrădit. L-au găsit în genunchi rugându-se. Și l-au întrebat și i-au spus, ce faci? Ce faci? Ce înseamnă asta? Vrem să știm ce faci aici. Omul tânăr, copilul acesta, pentru că n-avea termenii pe care avem noi rugăciune și Dumnezeu, omul acesta, copilul acesta a spus, stau de vorbă cu tatăl meu. Cu care tată? Și l-au întrebat și l-au ispodit să vadă cu care și-au spus, acolo sus. Acolo sus. Acolo unde stelele. Acolo unde vezi lucrurile acelea, văd luminile acolo seara. Acolo este cineva. Care mă cheamă. Dragul meu, nu știu cât este de adevărată întâmplarea, dar aș vrea să vă spun ceva. Fie că este adevărată, fie că nu este adevărat, un lucru e cert, că Dumnezeu în fiecare dintre noi a pus gândul veșniciei și dorința aceasta, ca într-o zi să ne întâlnim cu Dumnezeu, cât de rău ar fi omul, a vrea să se ducă la sfârșit, la capătul zilelor, undeva, într-un loc de odihnă, nu? Aș vrea să mă apropii acum, să mergem mai departe și să vorbim despre cuvântul din seara aceasta, pentru că ca să ajungem în locul acela, în împărăția lui Dumnezeu, spuneam eu altă dată, s-a făcut cea mai mare investiție care poate să o facă vreodată cineva. Auzim că se investește Pont Champlain aici, 4 miliarde de dolari. Investiție enormă. 4 miliarde, știți ce înseamnă? Este tot bugetul Montrealului pe un an. Într-un paranteză, Bucureștiul are 2 miliarde. S-a investit pe un pod. Dar, zice, este bun pentru 120 de ani. Dacă ține 40-50 de ani, o să fie bine. Dar să fac investiții. Dar ca noi să avem acces la împărăția lui Dumnezeu, însăși Dumnezeu a făcut o investiție și cea mai mare investiție. Și știți care este? L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca jertfă de mântuire pentru păcatele noastre. Pentru că așa spune aici în Cartea Evreilor, am citit și după lege, aproape totul este curățit cu sânge și fără revărsare de sânge nu este iertare de păcat. De ce a trebuit să fie jertfit Domnul Iisus Hristos? Pentru că înaintea lui Dumnezeu să cerea jertfă neprihănită.
Poporul Israel aveau mai mari preoți, dar mai marele preot în Israel, la Ierusalim, în fiecare an trebuia să aducă jertfă de iertare pentru păcatele lui și apoi pentru a poporului, pentru păcatele făcute din neștiință. Dar în fiecare an, dar Domnul Iisus Hristos s-a adus pe el jertfă odată pentru totdeauna. Și știți de ce? Haideți să vedem mai jos ce spune în primul verset care l-a citit fratele Sorin aici, că și cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt într-unul. Cel ce sfințește vă întrebă dumneavoastră cine este. Spune cuvântul lui Dumnezeu, fiți sfinți că eu sunt sfânt și eu Domnul vă sfințesc. Cel ce sfințește este Dumnezeu. Și noi toți prin Domnul Iisus Hristos suntem în Dumnezeu. Suntem una pentru că avem același Duh. Avem Duhul lui Hristos. Și uitați ce spune. De aceea, lui, adică lui Hristos, nu este rușine să-i numească frați. Pe cine? Pe cei ce au crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos. Deci, cei ce au crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos sunt numiți frați de însăși Domnul Iisus Hristos. Noi suntem frați cu Domnul Iisus Hristos. El este fratele nostru mai mare. Dar, pentru aceasta, sunt două acțiuni care trebuie ca să intre în vigoare. Prima, ca să poți să fim înfrățiți noi cu Domnul Iisus Hristos, prima acțiune este a lui Domnul Iisus Hristos să se dezbrace. Pentru că felul în care Domnul Iisus Hristos era în slava Lui, El nu putea să se declare cu cei păcătoși frați. Să se dezbrace de slava Lui, să se facă asemenea oamenilor, asemenea nouă și fără de păcat, deci El să se coboare, iar nouă, prin jertfa Lui, să ne ridice din păcat, să ne ierte și să ne ridice și undeva la mijloc să fim frați. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, lui nu este rușine, nu este rușine în fața cui? În fața oamenilor? Nu. În fața lui Dumnezeu, Tatăl, și în fața îngerilor. Domnul Iisus Hristos, lui nu este rușine să ne numească în fața lui Dumnezeu, Tatăl, și în fața sfinților și miilor de îngeri. Deci să se asemene nouă, să fie ca și noi. Dar, aici să pun o întrebare. Și ar vrea această întrebare să ne punem fiecare dintre noi. Dragii mei, nouă ne este rușine să ne declarăm frații Domnului Iisus Hristos? Dacă aș pune această întrebare și v-aș întreba, cui este rușine să se declare frate cu Domnul Iisus Hristos? La locul de muncă. I-ai spus cuiva că tu ești frate cu Domnul Iisus Hristos? Sau tinerii la școală. Mi-aduc aminte că pe vremea noastră când eram, nici nu puteai să pomenești asta. Erai batjocorit. Erai umilit. Erai umilit. Și eu aș vrea să vă spun, nu ca o laudă, nu ca o laudă, ca și o concluzie. Eu am suportat toate acestea. Am suportat de la vecini, de la fetele de vârsta mea, când am ajuns la 17-18 ani. Te îndemnau, hai cu noi la film, hai cu noi acolo, hai cu noi acolo. Cum voi, eu mă duc, aveam bas frigor, mă duc la adunare, mă duc să cânt. Și bătea joc de tine. Nu era nici mama, nici tata să se ducă cu mașina? Nu era nici mama, nici tata să-ți dea cheile de la mașină? Și se duceai ca autobuz. Și pe autobuz te întâlneai cu prieteni, cu colegi de școală, cu colegi de altfel și te uita la tine. Mă, dar tu unde te duci? La școala pionerilor, unde? La muzică? Mă duc la biserică. Mă duc la biserică. Păi de ce? Pentru că mă duc acolo, sunt pocăit. Dar, ar vrea să mă întreb, să vă provoc, dar la o provocare pozitivă, dragii mei. Voi este rușine să spuneți că sunteți frați cu Hristos? Cine se va rușina de numele meu în fața oamenilor, spunea Domnul Iisus Hristos, și eu, la rândul meu, mă voi rușina de El în fața Tatălui. Un lucru, un prim lucru ca să învățăm în seara aceasta. Aș vrea să vă spun ceva. Nu vă rușinați în fața oamenilor de numele Domnului Iisus Hristos. Și am spus lucrul acesta și repet tot timpul. Mi s-a spus să poți cu cinste numele de creștin și numele bisericii noastre. Să nu-l bătesc. Numele de creștin să-l poți cu cinste. Adică să-l proclam pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la toți. Amin?
Când zice, voi vesti numele tău fraților mei, îmi voi cânta laudele în mijlocul adunării și iarăși îmi voi pune încrederea în El, adică în Hristos, și în aloc, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a venit și a vestit numele Domnului Iisus, Domnului Dumnezeu, Tatălui Său, l-a vestit între oameni. L-a vestit între oameni. El a venit și l-a făcut cunoscut pe Tatăl între oameni. A venit și a făcut cunoscut planul lui Dumnezeu între oameni. Și nu i-a fost rușine de aceasta. Apoi spune, eu, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Nu vorbește de copii fizici. Aici nu vorbește despre copiii care avem noi. Vorbește despre cei spirituali, despre cei care au crezut, pentru care Domnul Iisus Hristos, în moment dat, s-a rugat. Și o să îți mulțumesc că toți cei care mi-ai dat, toți au rămas în afară de Fiul pierzării, care s-au dus în drumul Lui. Și pe aceștia Domnul Iisus Hristos îi numește și frați și îi numește și copii. Haideți să mergem mai departe. Astfel, dar, orice copii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El, adică Hristos însuși, a fost deopotrivă părtași cu El. Copiii noștri și oamenii se mulțesc prin aceasta. Sunt părtași sângelui și cărnii. Dumnezeu, ca să ducă planul la îndeplinirea lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos să ducă planul la îndeplinirea lui Dumnezeu. Și El a fost părtaș cu aceasta. Domnul Iisus Hristos, când a venit în lumea noastră, El n-a venit ca și un extraterestru. El n-a venit ca și cineva care să își zbească ochii cum oamenii așteptau. A venit smerit. A venit în casa a doi tine. A venit smerit, s-a născut într-o iasle. Apoi Domnul Iisus Hristos a avut parte de toate suferințele pe care noi le avem. Poate cineva crede că Domnul Iisus Hristos a fost scutit? Nu! Întocmai El pentru aceasta a venit în trup. Spune, de aceea mi-ai pregătit un trup. Pentru aceasta El a venit în trup ca să cunoască mai bine durerile și prin aceasta să poată să cunoască moartea. A cunoscut moartea ca și orice om. Spune cuvântul lui Dumnezeu că El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duhul. Deci Domnul Iisus Hristos, toată suferința aceasta, a cunoscut-o ca și orice om. Batjocura, să știți, când a fost batjocurit, a simțit același asimțământ ca și noi, să riposteze, nu? Dar n-a făcut-o. Și toate acestea Domnul Iisus Hristos le-a făcut pentru noi. Și să izbăvească pe toți aceia, versetul 15, care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Adică toată aceasta a făcut-o Domnul Iisus Hristos ca să ne izbăvească de frica morții, adică de păcat. Noi eram robi păcatului și El prin moartea Lui, prin jertfa Lui, prin suferințele Lui, ne-a scăpat de frica aceasta. Aș vrea să vă spun ceva, să vă pun o întrebare. O întrebare puțin mai dificilă. Vă este frică de moarte? O întrebare care înainte de a muri fratele Bărsan, cineva mi-a pus-o cu o zi înainte. A fost la mine acasă un frate și mi-a spus o întrebare și a spus așa. Ce zici pentru un creștin? Un creștin autentic care trăiește viața de creștin. Este un câștig să merg la cele veșnice sau este o pierdere? La orice om, aș vrea să vă spun ceva, să vă aduc aminte. La orice om îi este frică de moarte. La orice om îi este frică de moarte. Și oricât ar fi el de în vârstă, oricât ar fi el de bolnav, aș vrea să vă spun că cei mai mulți oameni care sunt sănătoși la cap, vorbesc, de ce sunt sănătoși la cap? Se agață de viață. Pentru că sunt și oameni care își cer ei alte lucruri. Eu vorbesc de cei sănătoși încă la mine. Orice om la 95 de ani, să știi că asta viață de viață. Dar aș vrea să vă spun ceva. Creștinii în fața plecării de aici, să știți că creștinii nu le este frică. Nu le este frică.
Mi-aduc aminte, spunea cei din Vancouver, socrul meu, înainte să moară, era în spital, cu vreo 2-3 săptămâni, era în starea în care era în metastază și la un moment dat, din somn, a început să zbiere Aleluia, Aleluia. L-au auzit infirmierele pe acolo și l-au lăsat să zbiere, dar după ce s-au trezit, s-au dus la el și au spus Aleluia, așa e, Aleluia. Aș vrea să vă spun ceva. A plecat la cele veșnice și n-a plecat cu păreri de rău. N-a plecat ca și un om cu frică. A plecat cu bucurie pentru că știa cu cine, la cine o sluji. Știa unde se duce. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a venit să ne scape de frica aceasta morții. Toți oamenii care n-au Duhul lui Dumnezeu, le este frică de moarte pentru că știu că dincolo, e ceva care să pune în cântare în defavoarea lor. Dar cei care l-au slujit pe Domnul Iisus Hristos nu au frică de moarte. Știți de ce? Pentru că știu că dincolo de moarte, moartea de fapt este o adormire în Hristos și te duci dincolo pe țărâmul celălalt și te întâlnești de fapt cu cel pe care o viață întreagă l-ai dorit cu Domnul Iisus Hristos. Lăudați să fie numele Domnului. Apoi, prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi și în toate lucrurile ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele noastre. Deci în toate lucrurile Domnul Iisus Hristos a trebuit să se facă asemenea dumitare și asemenea mie. În toate lucrurile. Ca în felul acesta, uitați ce spune, să poată să fie un mare preot milos. De ce? Domnul Iisus Hristos, acum, în momentul acesta, este la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Dar aș vrea să vă spun ceva. Domnul Iisus Hristos știe năcazul și greutatea năcazului foarte bine prin care treci dumneata și eu. Din cauza că El a trăit în trup și El însuși a trecut prin aceleași năcazuri și aceleași probleme, așa spune versetul. Eu n-am cum să interpretez altcumva. Doar dacă îi dăm alte interpretare, eu știu după gustul nostru. Dar așa spune versetul, prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi, adică nouă, și în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot, dar nu numai acum, știți cum? Milos. Domnul Iisus Hristos este milă de noi. Celui care nu este milă de oameni, nu este preot. Aș vrea să vă spun, nu este preot celui care nu este milă de oameni. Domnul Iisus Hristos îi este milă de noi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, vrednic de încredere. Păi dacă nu este Domnul Iisus Hristos, cine este vrednic de încredere? Judecătorul lumii acesteia? O, și câte manevre se fac. Să nici să nu intrăm în subiectul acesta. Nici să nu intrăm. În luna martie, unul dintre colegii mei, dintr-o dată, nu mai vin la muncă, a murit. Totul e camuflat, dar nici nu mai vreau să discut de asta. Nici nu mai vreau. Rușinelor. Să nu mai discutăm. Singura justiție adevărată este Dumnezeu. Este Dumnezeu singura justiție adevărată. Și David o proclama cu 3.000 de ani în urmă și spunea David, de aceea vei fi drept în judecățile tale și fără vină în hotărârile tale. Haideți să mergem mai jos și apoi să încheiem. Și prin faptul că El, adică Iisus, însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutor celor ce sunt ispitiți. O făgăduință, o promisiune ca să ne ancorăm de aceasta. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos în toate lucrurile ca și noi a fost ispitit. A fost ispitit și de oameni. Au venit oameni din jurul lui să-L ispitească. A venit să-L ispitească cu femeia aceea pe care a prins-o în păcat. Foarte interesant că nu era numai ea, nu era și celălalt. Asta rămâne discutat. A venit să fie ispitit și cu banul cezarului. Să merită trăbă. Trebuie să plătim cezarului bil. Trebuie să plătim hoțului acestuia bil. O venit să fie ispitit. Lucru cu care ne întâlnim și noi. O venit să fie ispitit, diavolul l-a ispitit cu lucrurile lumii acesteia. L-a ispitit cu mâncare, l-a ispitit cu altă, cu care noi însăși
Însă suntem ispitiți în fiecare zi. Suferim prin aceasta în fiecare zi. Dar vreau să vă spun ceva. El, pentru că El știe greutatea acestor ispite și acestor lucruri care noi le trecem prin valea plângerii. El știe. Și vine în ajutorul celor care strigă după ajutor. Dragii mei, aș vrea să ne punem nădejdea în acest mare preot, care spune cuvântul lui Dumnezeu în penultimul verset, este vrednic de încredere. Domnul Iisus Hristos este singurul vrednic de încredere. Și aș vrea să ne punem nădejdea în El. Amin? Mă opresc la aceste cuvinte, timpul s-a scurs, cred că v-ați obosit și dumneavoastră și m-am obosit și eu. Și căldura aici, cred că e mai cald, frate, să vin decât acolo în spate, nu? Mă opresc aici și zic ca Dumnezeu să ne facă parte de această mântuire. Amin. Dacă în vechiul legământ, oamenii din vremea aceea și-au primit o dreaptă răsplătire, aș vrea ca să vă spun, ca nou legământ, să primim o răsplătire după mila Domnului Iisus Hristos. Nu prin faptele noastre. Să nu se laude nimeni. Niciunul dintre noi să nu bată cu pumnul masă, să spună eu dau așa, eu fac așa, și ca mine nu este niciunul. Aș vrea să vă spun, tot ce avem, avem prin Domnul Iisus Hristos. De aceea, El să rămână Tatăl nostru, El să rămână sprijinitorul nostru, El să ne călăuzească în tot adevărul pe acest pământ. Amin. Amin. Cuvântul care s-a citit în seara aceasta este un cuvânt foarte profund, poate că eu l-am citit de zeci de ori și de zeci de ori am încercat să-l pătrund și să-l înțeleg, pentru că consider că face parte din miezul Evangheliei. Face parte din miezul Evangheliei și m-am întrebat, stând aici pe bancă, dacă predicatorii care predică sau cei care la ora de plăcere dau un drept duminica sau joia, după ce pleacă acasă sau în cursul săptămânii care urmează, mai cugetă la ce au zis. Dacă caută să adâncească mai mult ceea ce au zis. Vreau să spun, am predicat joia și atâta am tot gândit să găsesc o ilustrație. Cum o scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Doamne, dar care era ilustrația care stă poporului să înțeleagă? Noi când plecăm acasă, va trebui să cugetăm la aceste lucruri în continuare. Și vă dau un gând care mi-a venit. Am terminat predica de joi, s-o predica și Iosif un pic din ea și Mircea, dar legea dată prin înger s-a dovedit nescutuită și orice abatere și-a prins o dreaptă răsplătire sau o dreaptă pedeapsă. Dar cum o scăpa noi dacă nu stăm nepăsători față de mântuirea așa de mare? Mircea a atins câteva puncte în mântuirea aceasta așa de mare. Știți, m-am gândit la multe variante, multe ilustrații, dar una dintre ele pare un pic mai concludentă. Cugetați noastră la alta. Dacă primești un contract, ți-ai dorit mult să te angajezi la Bombardier, ți-ai dorit mult să primești, frate, problem, un contract mare de curățenie. Și în sfârșit ai pus pe un contract, ți-ai dorit să construiești un zgârie nor, să fii tu un mare contractor. Și ai prins un zgârie nor. Și ai luat contractul, primești bani, primești ce trebuie să încep lucrările și tu stai nepăsător. Contractul e al meu, ce mai pot să facă ceilalți? Și vine și ziua când se va cere socoteală. Cum ai făcut? Cum ai procedat? Ce ai făcut? La varianta asta m-am gândit. Nu este vorba aici în mod deosebit de cei ce s-au nepăsători față de mântuirea aceasta așa de mare că nu vor să o primească. E vorba de noi care am primit-o. Plecăm acasă și aș vrea să cugetăm la aceste lucruri. Avem un mare preot. Avem un mare preot de acolo Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Dar dacă eu stau în nepăsare, într-îndăvie spirituală, la mijlocie pentru mine. De aceea, haideți să căutăm, plecând acasă, să căutăm mai mult pe Domnul, să ne apropiem de Domnul. Amin? Amin. Haideți să ne picăm în picioare și aș vrea să mulțumim Domnului că în seara aceasta am făcut ce zice în versetul 12, voi cânta lauda în mijlocul adunării. Am cântat lauda Domnului în mijlocul adunării. Am vestit cuvântul Domnului în mijlocul adunării. Și fie ca Domnul să te binecuvinteze. Ar vrea să rugăm pentru fratele Ion Halinski și pentru Ion și Tabita și împreună cu familia vor pleca în România. Ca Domnul să se păzească, să o protească, să iei binecuvinteze în călătoria aceasta. Ne întrețăm și noi în brațul Domnului și pe cei care călătoresc, care sunt deja poate pe avion acolo. Domnul să dea hal familii sâni. Ne rugăm pentru toate și pentru toți. Domnul să ne binecuvinteze. Ne rugăm cu toții.